Лія Чукарлія întreabă despre inhalații, de la ce vârstă se poate de făcut, în care cazuri, cu ce soluții, în caz de tusea seacă și sau tusea umedă. Deci, răspund. Rolul inhalației în ziua de azi este foarte și foarte exagerat. Dacă vorbim despre tusea uscată sau tusea umedă, ce tip de soluții să dăm, deci nu este corect să ne gândim așa. Mai corect este să ne gândim ce provoacă. Dacă merge vorba de o bronșită cu tusea umedă care decurge mai multe zile, sigur că noi o să ne apelăm la inhalații cu soluție salină de 3%, nu mai mult de 5 zile, fiindcă copilul desinestetător știe a se tuși și desinestetător, deci o să fie vindicat. Prin inhalații cu soluție salină, noi pur și simplu ajutăm la expectorația mucusului în bronșele afectate. Dacă noi vorbim despre soluție natriu-chlor 0,9% sau, cum mai spune, soluție fiziologică, pentru umidificarea căilor respiratorii posibil, într-adevăr, de luat aceste inhalații. Doar în mai multe cazuri ajută pur și simplu umidificarea aerului în încăpere, aerisirea încăperii și inhalațiile nu au nevoie să fie făcute. De la ce vârstă noi putem să ne apelăm la inhalații? Sigur că noi putem să ne apelăm la inhalații de la vârstă fragilă, de chiar de la naștere, dacă este nevoie. În terapie cu inhalator trebuie să fie prescripții medicului, fiindcă la așa maladii ca bronșiolite, bronșite obstructive, într-adevăr, a să avem nevoie de inhalații și de diferite soluții. Soluții care sunt utilizate sunt în strictă prescriere medicală.